Azi vorbește-mi tu, Iisuse, că-și doresc să te ascult. Pune-n inima mea, Doamne, dragostea-ți după cuvânt. Azi vorbește-mi tu, Iisuse, că-și doresc să te ascult. Pune-n inima mea, Doamne, dragostea-ți după cuvânt. Dragostea, dragostea e Dumnezeu, dragostea e Dumnezeu, nu face la nimeni rău. Cu toții cântăm! Ce la nimeni rău. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu este dragoste, pentru că și-a trimis Fiul Său să moară pentru noi. A Lui să fie gloria și slava. Sfânt cuvânt e viață, El e mângâierea mea, în El am a ta povață, cum să merg pe calea ta. Altul Sfânt cuvânt e viață, El e mângâierea mea, în El am a ta povață, cum să merg pe calea ta. Dragostea, dragostea e Dumnezeu, dragostea e Dumnezeu, nu face la nimeni rău. Și voi, voi. Dragostea, dragostea e Dumnezeu, dragostea e Dumnezeu, nu face la nimeni rău. Haideți să ne ridicăm în picioare. Am văzut că și dimineață v-ați rugat foarte bine. Pentru cei care ați venit mai târziu, vă invit în momentele astea să
Ne rugăm Domnului pentru că vrem să fim cu așteptare la ceea ce Domnul va vorbi și va lucra în această seară. Amin? Aș vrea să ne rugăm pentru slujitori, aș vrea să ne rugăm pentru timpul acesta binecuvântat pe care îl putem petrece împreună. Și haideți așa cum stăm, ne închidem ochii sau plecăm capul, cu toții să ne rugăm pentru un timp binecuvântat în seara asta și ceea ce are Domnul planificat, ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi să se întâmple. Amin, biserica? Haideți cu toții, Tatăl nostru care ești în cer, în numele lui Iisus în această seară, ne rugăm. Și noi credem că ne-ai binecuvântat. Ne-ai binecuvântat și iarăși, pentru că Tu ai de lucru în seara asta. Și noi credem, Doamne, în planurile Tale mărețe, pentru că Tu lucrezi și atingi orice suflet prezent în seara asta. Glorie Ție! Că Tu binecuvântezi pe toți cei care vor în această seară să se apropie de Tine. Aleluia! Haideți, ne rugăm, Domnul, ascultă rugăciunea. Vino cu așteptări înaintea Lui. Crede-L că El e în parte la lucrarea minunată a vieții Tale. Și în seara aceasta cerem o ungere proaspătă, dinamică, peste slujitorii care vor sluji, peste cântare, peste tot ce se face în seara asta aici. Aleluia! Mișcă-te, Duhule Sfinte! Poporul așteaptă mișcarea apei! Poporul așteaptă minunile Tale! Poporul așteaptă transformări! Intervențiile Tale supranaturale pentru mântuirea oamenilor, pentru salvarea lor. Duhule Sfinte, credem că în seara aceasta ai pregătit prezența Ta ca să aducă semne și minuni. Noi credem că al Tău cuvânt e însoțit de semne și minuni. Vrem în această seară la Ponoare să se miște muntele acesta de prezența Ta manifestată, de gloria Ta cerească. Vrem slava Ta. Aleluia! Aleluia! Uimește-ne, Tată, surprinde-ne. Credem că la ziua cincizecimii, deodată, așteptăm acel deodată și în seara asta, manifestarea puterii Tale, manifestarea gloriei Tale. Aleluia! Era paradoșe, credem. Glorie Ție! Glorie Ție, Duhule Sfinte! Avem așteptări în seara asta mari. De la Tine credem că ne poți surprinde. Credem că puterea Ta e în acțiune. Credem că Duhul Tău e la lucru. Și vom vedea puterea manifestată a Ta prin cuvânt, prin lucrări miraculoase. Tu ești același ieri și veci. Tu nu Te-ai schimbat. Noi Te credem pe cuvânt. Ce ai spus în Scriptură e posibil și aici. Ce ai vorbit acum 2000 de ani e în stare și astăzi. Aleluia! 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 Veniți cu așteptări înaintea Domnului. Aleluia! Cred că în seara asta Dumnezeu se mișcă aici, înduplecat de mila Lui, înduplecat de credința noastră. Aleluia! Era că era dușă că era dușă. Dică mea dure brehină foarte nevaș. Aleluia! Duhul Sfânt lucrează aici.
într-un mod tainic, într-un mod nevăzut, pentru că împărăția lui Dumnezeu e putere. Aleluia! Chemăm, chemăm! Aleluia! Aleluia! Continuăm să ne închinăm! Ungerea lui Dumnezeu transformă! Aleluia! Rugați-vă, cântăm împreună cu frații, dar ne rugăm între timp, putem cânta! Aleluia! Ora che deșa che rabrihando valaimus! Ești aici, cerul e deschis. Aleluia! La pomara, sunt slava ta. Ești aici, cerul e deschis. Duhul Sfânt se mișcă! La rugul aprins, tu ne-ai atins. Ești aici, cerul e deschis. Crede că Iisus e aici. La rugul aprins, tu ne-ai atins. Ești aici, aleluia! Cerul e deschis. La rugul aprins, Domnul îți vorbește în seara asta. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce face o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce face o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Cine vrea în seara asta să-i vorbească Domnul? Cine vrea ca în seara aceasta Duhul Sfânt să-l ridice într-o nouă poziție, într-o nouă statură, într-o nouă ungere? El e aici! Aleluia! Ești aici, cerul e deschis, la rugul aprins, tu ne-ai atins. Ești aici, cerul e deschis, la rugul aprins, Iisus a deschis cerul, tu ne-ai atins. Aleluia! Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce face o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Aleluia! Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce face o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce face o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce face o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel
Cel ce faci calea, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce faci o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce faci o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce faci calea, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Izbăvitorul, Domn peste toate, Cel ce faci o cale, lumină în întuneric. Doamne, doar Tu ești împărat. Aleluia. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Haideți să ne închinăm în rugăciune înaintea Lui. Te șechină, Paratex, Sfânt ești Tu. Aleluia. Aleluia. Duhul Sfânt e aici. Întâlnirea de rugăciune pe munte, rugă, aprinți o întâlnire de rugăciune. Aleluia, ne rugăm, ne rugăm. Așa vorbește Domnul, popor, popor de legământ, este vremea să te smerești în vremea aceasta, este vremea să strângi rândul și să te pocăiești în sac și cenușă, zice Duhul Sfânt. Pentru căci nu cunoști vremea care vine, vine o vreme grea pentru poporul meu. De aceea, zice Duhul Sfânt, te-am strâns în locul acesta să te sfătuiesc, să-ți vorbesc, zice Duhul Sfânt, pentru că te cunosc pe nume. Și cunosc problemele care Tu le ai, zice Duhul Sfânt. Apropii-te mărturisire, apropii-te sfințenie, apropii-te curăție de inimă de Domnul. Pentru că vreau să te prelucrez în seara aceasta. Amin. Vreau să mă cobor, să leg reni care sunt în vremea aceasta, în inima ta, sunt reni care ești făcute de vrăjmași. Vreau să le leg, zice Duhul Sfânt. Vreau să mă ating de trupuri bolnave. Vreau să îi eliberez. Vreau să descătușez. Și să dau viață, zice Duhul Sfânt. Dacă te vei mărturisi înaintea Domnului, vei vedea mâna mea la lucrul și vei pleca alt om din locul acesta. Vei spune că te vei întâlni cu Domnul, pentru că Domnul este aici. Met lot sabrig nael. Îți vorbesc, zice Domnul, că iubesc ființa ta. Așa vorbește Domnul. Da, înțelege, pune preț pe vremea care ți-am lăsat-o și cheamă-mă în curăție de inimă, căci vreau să lucrez cu tine, vreau să botez cu Duhul Sfânt și vreau să dau putere ca să mă înțelegi că sunt prezent aici. Iisus este Domnul, amin. Aleluia. Continuăm să ne rugăm.
Am auzit ce vrea Domnul, haide să vedem ce vrem noi. Hai, Doamne, ne rugăm în această zi. Și noi credem, Doamne, ceea ce Tu ai spus și prin cuvânt și prin Scriptură, că Tu vrei mai mult decât vrem noi, poate. Mai mult decât știm noi, știm că Tu ești gata să faci. De aceea îți mulțumim. Aleluia. Aleluia. Să fie Domnul. Haideți să ne întoarcem în stânga, în dreapta, salutați-i pe cei de lângă voi, dați-le un zâmbet. Spunea cineva dimineață că ne vede tare triști, hai să schimbăm asta. Zâmbiți cuiva, dați o îmbrățișare, o strângere de mână. După aceea, cei care aveți locuri, aș vrea să le ocupați. Și prin har eu voi trebui.
Domnul să vă binecuvinteze. Sora Mirela Pețan, coordonator al rețelei de rugăciune pentru România, îmi spunea ieri că a primit din partea Domnului să ne rugăm specific aici pentru copii. Și în timp ce au cântat Sergiu și David, tinerii și o parte din copiii Bisericii Creștine Râul Iubirii Ceica se pregătesc și ei să cânte. Dar nu înainte de a vă chema toți copiii aici, pentru că vrem să ne rugăm pentru ei în această seară. Și sora Mirela Pețan spunea un lucru: prin copiii care vor fi aici la Rugul Aprins, să rostim o ungere peste toți copiii României, ca ai noștri copii să fie binecuvântați, copiii familiilor noastre să aibă viitor, să aibă destin, amin? Se vorbea și dimineață cât s-a luptat diavolul ca România să fie milioane de avorturi. Noi să fim mulțumitori Domnului că avem copii și să ne rugăm în seara asta ca ai noștri copii să fie sub protecția Domnului. Să ne ajungă pe mâna tot felul de păcate și pe tot felul de lucruri care sunt la ora actuală. De aceea invit pe tineri și copiii bisericii să se pregătească o cântare și împreună toți copiii, haideți, fără prea mari deranj, veniți aici în față, că toți slujitorii de aici ne vom ruga pentru voi. Și vrem ca ungerea lui Dumnezeu să fie peste voi. Haleluia! Trimiteți-vă copiii, toți copiii. Noi credem că Dumnezeu binecuvântează generația de copii. Care... Nu trebuie să vă puneți în genunchi, stați în picioare. Ați luat de la părinții voștri, mi-a dat pe genunchi. Hai în picioare, că se încapă cât mai mulți. Copiii, adolescenții, vă rog să veniți. Haleluia! Noi credem că în această seară e o ungere de vindecare peste copiii voștri. Și dacă ei sunt bolnavi, Dumnezeu le dă vindecare. Amin? Hai, vă așteptăm de pe deal, veniți. În această seară rostim binecuvântare peste copii. Să știm că în această seară, la Rugul Aprins, rostim binecuvântare peste toți copiii din România. Amin? Dragi părinți, puteți să vă ridicați în picioare, e vorba de copiii voștri. În timp ce cei de la cei care vor cânta, pregătiți-vă să vă binecuvântați copiii. Binecuvântăm generația de copii din România să fie păziți de toți demonii, de toți demonii care bântuie în numele lui Iisus copiii noștri, să fie protejați de demonii de homosexualitate și lesbianism. Copiii noștri să fie binecuvântați și păziți de accidente, păziți de sărăcie, păziți de calamități naturale. Copiii noștri să fie cap și nu coadă, să fie binecuvântați cu tot felul de daruri. Aleluia! Aleluia, dragi părinți! Știți cum îi pierdem dacă nu ne ocupăm de ei, dar Dumnezeu ne dă minte, înțelepciune. Haideți să cântăm. Aleluia! Copiii, mai veniți! Ungerea Domnului în seara asta aici. Frați lucrători, haideți, vă rog frumos, ne rugăm pentru ei, chiar dacă îi doar înconjurați. Cerem binecuvântare peste familii, peste copii. Yeah. Aleluia, Iisus! Iisus, pe nori încoronat, Iisus, în toate cel din pământ. Aleluia! Iisus, același tu rămâi. Și... Iisus, ești Domn al domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus, Iisus, ești Domn al domnilor, Iisus al
viitor și o nedejde peste copiii noștri. Rostim destine înalte. Ei sunt binecuvântați și nu blestemați. Ei sunt cap și nu coadă. Copiii noștri sunt binecuvântați cu favoare. Favoarea cerului. Aleluia! Iisus ești omna domnilor, Iisus ai nostru salvator. Haideți copiii, cântați toți! Iisus în veci glorificat, Iisus. Și? Iisus ești omna domnilor, Iisus ai nostru salvator. Iisus în veci glorificat, Iisus. Iisus, ce mult tu ne-ai iubit. Iisus ne iubește mult. Copii, Iisus, pe noi. Pe cruce ai murit. Iisus, pe zile îngropat. Iisus, pe morți ai înviat. Haideți cu toții! Iisus, ești omna domnilor. Iisus, ai nostru salvator. Iisus, fiind veci glorificat. Copii, cântăm! Iisus, ești Doamna Domnilor, Iisus, al nostru salvator, Iisus, din veci glorificat, Iisus. În numele lui Iisus e putere. În numele lui Iisus e putere. În numele lui poți fi ajutat. Poți să fii în numele Lui, zi amin! În numele Lui Iisus e putere. E putere în seara asta, pentru copiii tăi. În numele Lui poți fi vindecat. Haideți cu toată adunarea și copiii! În numele Lui Iisus e putere. E putere! În numele Lui poți fi. Tu, Sfânt, se mișcă aici! Aleluia! Copii! În numele lui Iisus e putere. O să cântăm Iisus. Haideți, toți copiii, ridicăm o mână sus. Toți copiii, Iisus și... Iisus ești Doamna Domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus în veci glorificat, Iisus. Toată adunarea! Iisus ești Doamna Domnilor, Iisus ai nostru salvator, Iisus în veci glorificat. Mai repetăm până cântă și cu asta asta cu noi și Iisus. Iisus ești Doamna Domnilor, Iisus ai nostru salvator, și aici din cort. Iisus în veci glorificat, Iisus. Iisus. Iisus ești Doamna Domnilor, Iisus al nostru salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus, Iisus. Aleluia! Binecuvântarea Domnului peste copiii noștri! Binecuvântarea Domnului peste adolescenți, tineri și cei mici și cei mari. În numele lui Iisus rostim și credem. Copiii noștri au un viitor și o nădejde. Copiii noștri au un destin în România. Chemăm numele Domnului peste toți copiii țării noastre. Să fie binecuvântați cu sănătate, cu înțelepciune, cu pricepere de la Duhul Sfânt. Amin! Niciunul dintre ei să nu piară, ci așa cum zicea și Moise, toți copiii noștri vor merge cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Aleluia! În seara asta credem că se ridică o generație în România, chiar dacă e lovită din toate părțile,
chiar dacă este un atac demonic împotriva familiei, dar noi credem că Dumnezeu dă biruință. Aleluia! Și familia creștină e binecuvântată și copiii noștri vor avea să spună și mamă și tată și părinții vor avea să spună fiule, fiică, pentru că noi credem. Aleluia! Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Puteți merge la locurile voastre. Daniel, mai cântă, ocupați locurile. Mai cântăm o cântare împreună cu Daniel și Emanuel. Nori negri de-ar veni, valuri mari de m-ar lovi, știu că nu mă vor clinti. Mulți mă vor întreba, de unde-i puterea ta? Eu le voi spune așa, el e stânca mea, el e pacea mea, el e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, el mi-aude glasul oricând. El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, el mi-aude glasul oricând îl chem. Eu nu mă singur și împresurat, stau și abandonat, dar pare un barcă pe glas. Cel rău s-ar bucura dacă m-ar scufunda, eu îi voi spune așa. El e stânca mea, el e pacea mea, el e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, e Sfântul Adonai, el mi-aude glasul oricând îl chem. El e pacea mea, el e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, el mi-aude glasul oricând îl chem. Eu nu mă tem. Slăviți să fie Domnul! Aleluia! De nimic nu ne teme. Nu mă-n fricoșesc și până la liman vâslesc, până la capăt sosesc. Ziua chiar de s-a scurs și soarele i-a pus, lumina mea e Iisus. Deci El e stânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul oricând. El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, Sfântul Adonai, el mi-aude glasul oricând îl chem. Eu nu mă tem. Și voi. El e stânca mea, el e pacea mea, el e ocrotirea, eu nu mă tem. El e El Shaddai, e Sfântul Adonai, el mi-aude glasul oricând. Yeah.